Cea mai eficientă metodă de a fi sănătoși este aceea de a preveni îmbolnăvirile și de a ne proteja. Totuși, mai ales în privința bolilor cu transmitere sexuală, uneori se uită despre prevenție, așa că soluția o reprezintă prezentarea de urgență la medic și începerea tratamentului. Din păcate, există o reticență a potențialelor victime ale acestor afecțiuni de a veni la doctor, deși orice amânare poate avea consecințe catastrofale. Un plus în ceea ce privește, ca urmare, un plus în ceea ce privește conștientizarea lor, în ceea ce privește răspândirea de informații științifice în acest sens, în ceea ce privește comunicarea de natură empatică, de apropiere psihoemoțională, poate fi de real ajutor. Pentru una dintre cele mai grave boli cu transmitere sexuală, respectiv HIV-SIDA, în România se utilizează unul dintre cele mai performante tratamente la nivel mondial. Așa că bolnavii care sunt tratați au toate șansele de a avea o viață normală, însă cu condiția de a veni la medic și de a își lua medicamentația. O boală venită este o boală, nu trebuie să avem o reținere sau rușine, ca să mă exprim așa, pe înțelesul tuturor. O boală trebuie în primul rând diagnosticată. Dacă este diagnosticată, trebuie să o și tratăm, și dacă o tratăm, și trebuie să vă spun că în țara noastră pentru infecția cu HIV există cele mai performante tratamente la nivel mondial, deci avem o paletă largă în ceea ce privește terapiile care pot fi administrate. Deci, cum spuneam, dacă și tratăm, avem toate șansele să avem persoane care au o calitate a vieții foarte apropiată de cei care nu sunt purtători ai acestui sau nu sunt bolnavi încă datorată acestui virus. Încurajarea populației de a merge la medic atunci când există și cea mai mică îngrijorare cu privire la o boală cu transmitere sexuală este unul dintre obiectivele campaniei Tineri Educați, Tineri Protejați. Prin proiectul derulat de către Asociația UFES și finanțat de către Consiliul Județean Iași, se dorește și dezvoltarea unei atitudini responsabile față de efectele bolilor precum HIV-SIDA, virusurile hepatice și infecțiile cu transmitere sexuală.